Top 10 secte religioase. Salut, oameni buni și nebuni, dar mai mult nebuni. Bine ați revenit pe pulzero.com. Eu sunt Puls, iar în acest episod din Top 10 vreau să vă prezint câteva secte religioase. Dacă toți suntem îndoctrinați în săptămâna mare, sau mai bine se mai spune și săptămâna de după săptămâna săptămânii, în care oamenii ies în stradă să ia lumină de la alți oameni care aprind lumânările cu bricheta stropită de alcool de aghiazmă. Dar înainte de toate, vreau să vă ofer câteva detalii. Secta este denumirea dată unui grup de persoane ce formează o comunitate religioasă care s-a separat de biserica oficială în scopul corectării unor abateri doctrinare atribuite structurii mamă. De regulă, denumirea de secte nu este acceptată de membrii grupării, care consideră că ei sunt singurii care dețin adevărul. Înainte de a intra în clasament... Credeați că o să vorbesc ca un preot tot episodul? Așa, deci, cum spuneam, înainte să încep clasamentul, vreau să vă prezint câteva atrocități săvârșite în numele religiei. Jertfele azdece. Azdecii au început elaborarea teocrației în jurul anului 1300, marcând era de aur a sacrificiului uman. Aproximativ 20.000 de oameni au fost jertfiți zeilor, în mod special zeului Soare, căruia trebuia să îi se asigure rația zilnică de sânge. În cadrul ritualurilor, inima victimelor era scoasă, iar corpurile erau mâncate. Canibale dracului! Alte victime erau unecate, decapitate, arse sau aruncate de la înălțime. Într-un ritual dedicat zeului ploii, copiii care obișnuiau să plângă des erau omorâți încet, pentru ca lacrimile lor să aducă ploaia. Cum vine asta? Pentru a o mulțumi pe zeița porumbului, o fecioară trebuia să danseze timp de 24 de ore, după care era ucisă, iar pielea îi era jupuită. O însemnare menționează că la încoronarea regelui Ahuitzol, 80.000 de prizonieri au fost măcelăriți pentru satisfacerea zeilor. Vânătoarea de vrăjitoare. Odată cu sosirea lor în Massachusetts, în jurul anului 1600, puritanii au creat o poliție religioasă care urmărea și pedepsea orice devianță doctrinală. Păcătoșii erau biciuiți, puși la stâlpul infamiei, spânzurați, li se tăiau urechile sau li se găureau limbele cu un fier încins. De cealaltă parte, se aflau adepții formațiunii religioase Quaker. Quaker, motherfucker, Quaker! Unii dintre cei mai mari inamici ai puritanilor, a căror religie era considerată o blasfemie. Practicanții Quaker prinși erau spânzurați. În 1690, teama față de magie și de efectele acesteia i-a făcut pe puritani să condamne la moarte 20 de vrăjitoare și să arunce în închisoare alte 150 de persoane bănuite de vrăjitorie. În întreaga perioadă a persecuțiilor, care a durat din... până așa, mii de oameni au fost arși pe rug sau spânzurați. Conform statisticilor oficiale, 80% dintre victime erau femei. Dobitoci, mă! Dobitoci! Înainte să încep, vreau să-i mulțumesc Clarisei, unul dintre fanaticii de pe pulzero.com sau fanatică, pentru că a trimis acest top în secțiunea dedicată. Acum, fără alte detalii, începem clasamentul. Locul 10. Secta Aum. Shoko Ashara, pe numele său adevărat Yoshimasa, guruul sectei Aum, s-a născut în 1955, în prefectura Kumamoto, din Japonia. Destinul părea să-i fie împotrivă și probabil nimeni nu a văzut în micul Kizuo o viitoare celebritate, mai ales cât de mititel era el. Secta este cunoscută românilor prin atentatele pe care le-a produs în Japonia, soldate cu multe mii de morți. Liderul sectei se considera Iisus Hristos, dar și reîncarnarea lui Buddha. Ok. Bun. Bingon! Secta căuta să-și mărească numărul de membri și nu funcționează legal, deși s-a încercat înființarea unei fundații cu această denumire. Influența se face simțită mai ales în zona Moldovei, cu un centru în Bacău și altul lângă muntele Ceahlău. Membrii AUM sunt sprijiniți financiar și logistic din Rusia, unde secta are zeci de mii de membri. Stai, nu mai înțeleg nimic. Ăștia sunt și la noi? Shoko Ashara folosise un amestec de carismă, misticism și atracția puterii pentru a spăla creierii adepților săi, determinându-i să comită una dintre cele mai șocante crime din istoria Japoniei. Asahara a spălat cu inteligență creierii
liderii credincioșilor săi, arătându-le întâi milă și apoi amenințându-i fizic și psihic. Acesta este arestat în 1995, după atacul cu sarin din metrou, la locuința sa, găsindu-se un laborator în care se producea mortalul gaz inventat de naziști. Asta era un fel de Breaking Bad, dacă înțelegeți voi, numai că era varianta nașpa. În acel an, secta adunase 10.000 de adepți și avea filiale în străinătate, în special la Moscova și New York. Chiar și în prezent, membrii sectei, acum redenumită Alep, sunt puternic influențați de Asahara, mulți dintre ei folosind poze și discursuri de ale profetului încarcerat. Badum-ts. Locul 9. Scientologia, o religie SF. Scientologia a luat ființă în calitate de sistem de terapie mentală. Sorry, am greșit imaginea, îmi pare rău. Încă o dată de la început. Scientologia a luat ființă în calitate de sistem de terapie mentală, odată cu publicarea în anul 1950 de către scriitorul SF american L. Ron Hubbard a Dianeticii, știința modernă a sănătății mentale. Cartea care s-a epuizat destul de rapid în SUA și a devenit în scurt timp biblia unei noi mișcări religioase, cunoscută ca Scientologie. Scientologie! Biblia Scientologiei începe cu o întâmplare care a avut loc acum 75 de milioane de ani, când Xeno, un dictator galactic, a dus pe Terra miliarde de extraterestri. Și i-a ucis. Apoi a strâns spiritele lor și le-a implantat amintiri false pentru a-i face să uite cine sunt de fapt. Religiile de astăzi ar fi rezultatul acestor amintiri false. Conform acestei teorii, fiecare om este un tetan, un spirit extraterestru nemuritor. Numai că își dau seama de asta doar cei care reușesc să se curețe de traumele pe care le-au trăit. Mă înțelegi cineva? Nu? Iar această curățare costă și este un proces îndelungat. Totul începe cu audierea, un fel de terapie pe care novicii o fac împreună cu un membru mai vechi, pentru a-și aminti traumele trăite și a le rezolva. Pe românește, le află secretele. Într-un proces numit Podul Libertății Totale, adeptul trece de la titlul de necurat la curat și apoi direct la tetan, sau cum îmi place să spun. Ești la mâna mea, fraiere. Chiar discutam cu un prieten zilele trecute despre Scientologie și chiar eram mirat cât de proști sunt unii oameni. I don't give a fuck, nebunilor. I don't give a fuck. Locul 8. Tree of Life. Tree of Life, sau Biserica Corpului lui Hristos, este o sectă de origine rusă. Media din Rusia nu publică articole despre această sectă, fiind considerată una dintre cele mai periculoase secte, pentru că imediat le mănânci pâinea. Familiile care aderă la această sectă sunt despărțite de copiilor, aceștia fiind educați încă de mici în spiritul sectei. Fiecare persoană care este membra acestei secte trebuie să cotizeze cu 10% din veniturile pe care le obține, ca un fel de bor la noi, cam așa. Mulți dintre membrii sectei au murit, pentru că ideologia sectei interzice să apelezi la medici. Asta e un fel de selecție natural. Tratarea bolilor se face cu ajutorul vracilor din cadrul sectei. Hare Krishna a fost fondată în New York. Fiecare membru a donat sectei averea pe care o avea. Fidelii sectei trebuie să mănânce și să doarmă foarte puțin, pentru că numai așa se vor reîncarna. Sau mai bine spus, selecție naturală. În anul 1990, un scandal uriaș a izbucnit în interiorul sectei, pentru că mai mulți fideli au depus plângeri împotriva conducerii sectei. În acuzații, se vorbea despre epuizare fizică și psihică, agresiuni sexuale și, din nou, selecție naturală. S-au trezit oameni buni! Și nebuni, dar mai mult nebuni. Locul 7. Uniunea Națiunii Nuaua Biene a maurilor. Conducătorul acestei mișcări, Dwight York, susținea că vârsta sa reală era de doar, mai bine spus, 76 de mii de miliarde de ani. Nici bine nu s-a bășit pe acest pământ, că deja se considera cel mai bătrân de peste tot. Și ci că a ajuns pe pământ cu ajutorul unei nave extraterestre numită Sham. Doctrina lui era o amestecătură fără cap și fără coadă despre masonerie, criptozoologie și ufologie, sau pe românește, ozenologie. Star Wars, Trek, whatever. Practicile sexuale erau lucruri obișnuite în cadrul sectei, precum și abuzurile comisia asupra copiilor. Ok, hai că înțeleg că nu avea puțance și și-a făcut o religie, dar totul până la copii. Mă, boule, mă! Ești mort? Ești mort? Stai să văd. Nu e mort, dar stă bine acolo unde este locul. York a primit o sentință care cumulează 135 de ani de închisoare. El este cel care hotăra cum și dacă adulții din sectă puteau face sex, însă își rezerva dreptul la acte sexuale cu oricine dorea și oricum dorea, inclusiv cu micuții în vârstă de 5 ani. Sâmbac! Mai tare mă enervez. Acești
aceștia erau forțați să se uite la filme pornografice, apoi filmați la rândul lor. Inițierea era făcută cu o păpușă în formă de pantera roz, care avea atașat un penis. După ce i-a abuzat pe copii, le făcea cadou tot soiul de mărunțișuri și le promitea că erau din ce în ce mai aproape de mântuire. Cu gura mamei lui! Tot sibați pe ăștia, sibaței, nu sibați, sibaței, ui, sibaței, dai așa șturin. Locul 6. Branch Davidians, filiala davidienilor. David Koresh, conducătorul acestei mișcări, susținea că el este mielul din Apocalipsa Sfântului Ion și își va conduce adepții către viața veșnică. Hai cu mine, oilor, să ne așezăm direct în gura lupului! Dar tipul era că, pentru a obține mântuirea, era de preferat să fii femeie, să te desparți de soțul tău și să faci sex bengos cu Koresh. De câte ori voia acesta? Alt nebun, dar nu ca noi! Ăsta-i prost! În 1989, el a prezentat credincioșilor doctrina Noii Lumini, anulând toate căsătoriile din rândul adepților săi și declarând toate femeile ca fiind soțiile sale spirituale, de care avea grijă să se simte satisfăcute. Bă, băiatule, bă! Cum unii nu au puțanchi și își fac religii? Obitoce dracului! Acestea aveau vârste cuprinse între 10 și 60 de ani. Din uniunile cât se poate de fizice cu doamnele Koresh, s-a născut cel puțin 10 copii. Dincolo de activitatea sexuală intensă, David își pregătea adepții pentru marea luptă a apocalipsei și i-a înarmat pe toți în mod ilegal. Poliția a obținut un mandat de perchiziție, însă sectanții au tras cu armele asupra ofițerilor și au omorât 4 dintre aceștia. Asaltul autorităților la sediul sectei a durat în jur de 2 luni, timp în care au pierit 6 membri din rândul davidienilor. Pe românește, îndoctrinați până la moarte. Mai cunosc eu din ăștia. În cele din urmă, autoritățile au folosit fumigene pentru a pătrunde în clădire, însă davidienii au declanșat un incendiu de proporții care a dus la moartea 76 de persoane, femei, bărbați și copii deopotrivă, cum spuneam. Dobitoci, mă, dobitoci! Locul 5. Unification Church, Biserica Unificării. Toate relele lumii au fost aduse pe pământ atunci când Eva a făcut sex cu diavolul. Iauzi! Prin urmare, toți oamenii sunt păcătoși, mai puțin liderul acestei mișcări și soția sa. Iauzi din nou! Sun Myung Moon ăsta și consoarta lui s-au declarat adevărații părinți ai umanității. Undeva pe la țară sau aud casa lor? Da, bine, na, casa lor poate. Potrivit cuplului, vaginul este un loc murdar, o gură a unui șarpe plină de venin, iar penisul este chiar capul acestui șarpe. Stai un pic, stai că nu înțeleg. Își dă e singur? Sau cum vine treaba asta? Dacă ești atât de obsedat, bate-ți mă băiatul în niște coaste, imediat îți dai Prin urmare, femeile din sectă trebuie purificate înainte să aibă urmași, iar acest lucru se poate întâmpla doar dacă fac sex cu Sun Myung Moon ăsta. De așteptat. Abia apoi sunt libere să se căsătorească cu alți adepți. Stai, chiar nu înțeleg. Le testa? Le proba? Da. Tu ești bună, tu nu prea. Ceremonia de nuntă constă într-o împărtășanie cu câteva picături din sângele lui Moon ăsta, diluate în apă, iar primul act sexual dintre cei doi trebuie să aibă loc în fața cuplului de părinți ai omenirii, sau cel puțin în prezența unei fotografii a acestora. Fluidele obținute în urma împreunării mirilor trebuie șterse pe o batistă sfântă și păstrată în casă fără a fi spălată vreodată. Iac! Dai seama cum e batista aia, se întărește tot, primul post. So, dai bullseye cu ea. F***ul la unu. O batistă din asta peste față. Pam! Îl tai. Locul 4. Secta Tage. Unii istorici susțin că bizara și violenta sectă ar fi apărut prin secolul 16, cu toate că sacrificiile umane se practicau în India cu milenii în urmă. Specialiștii consideră că numele de Thug Life vine din Hindi, unde Thug Life înseamnă hoț, tâlhar. Niciun alt cult extremist nu a reușit să ucidă atât de mulți oameni precum Thugi Life din India colonială. Doar în decursul anului 1830, adică membrii acestei adevărate societăți secrete religioase de orientare hindusă au strangulat peste 30.000 de oameni, oferiți drept jertfe zeiței Kali. Atât de mare a fost păcatul, încât ei sunt cei care au dat limbii engleze termenul arhi cunoscut astăzi de Thug Life. Criminal, bandit ucigaș, om periculos. Pentru eradicarea lor, Imperiul Britanic de atunci a cheltuit sume mari de bani și a organizat numeroase campanii polițienești, adică cu Nino. Întreaga investiție a meritat cu totul. La urma urmei, secta Tagilor și-a cucerit un sumbru loc și în cartea recordurilor. Tag Life, motherfucker! Locul 3.
mișcarea pentru restaurarea celor 10 porunci ale Domnului. Format în Uganda, acest cult consideră că sfârșitul lumii va avea loc la 1 ianuarie 2000. Dar surpriză! N-a fost. Adepții lui au aderat strict la cele 10 porunci, la Decalog. Mai exact, respectau cu atâtea strictețe poruncile, încât vorbeau foarte rar unii cu ceilalți. De cele mai multe ori foloseau limbajul semnelor pentru a nu încălca a noua poruncă. Sunt mor dacă știu care e a noua poruncă. După ce data de 1 ianuarie 2000 a trecut, fără să se fi înregistrat vreun eveniment care să semnaleze sfârșitul lumii, secta și-a pierdut brusc adepții, a căror credință a fost zdruncinată. Ca răspuns, liderul cultului a prezis o nouă apocalipsă. În luna martie! Acelui așa. Când 500 de adepți s-au strâns la una din bisericile cultului, aceasta a explodat. Au existat acuzații de suicid în masă, dar după ce ulterior s-a descoperit că majoritatea victimelor muriseră înaintea exploziei, din cauze precum otrăvirea sau strangularea, verdictul final a fost o crimă în masă. Fapt care a inclus mișcarea pentru restaurarea celor 10 porunci ale Domnului în rândul celor mai periculoase secte din lume. Stai. Cum fac și eu una din asta? Dar mă interesează să intri doar câțiva din mai mari țării noastre. Știți cumva cum se face o sectă? O religie, o ceva? Dau like. Locul 2. Poarta Raiului. Adepții acestei secte cred că salvarea poate fi obținută numai părăsind pământul înainte ca Marea Reciclare să înceapă. Marea Reciclare? Sună interesant. Stați un pic să vedem. Așa. Cum părăsirea pământului este puțin problematică, liderii sectei promovează suicidul ca răspuns la dilema părăsirii corpului și atingerea mântuirii. Un fel de balena blu. Conducătorii sectei, Marshall Applewhite și Bonnie Nettles, sună ca cuplul ăla, Bonnie and Clyde, au pregătit clipuri video despre cum să îți părăsești trupul și le-au distribuit membrilor. Mai apoi, în 1977, când cometa Halley a trecut pe lângă pământ, Applewhite și-a convins adepții că o navă spațială se ascunde în coada cometei și că cei care îl vor urma pe calea morții vor fi salvați. Americanul a ordonat atunci sinuciderea 38 de persoane. Stai. Ce? A ordonat sinuciderea? Acesta fiind doar unul dintre actele abominabile care au inclus Poarta Raiului în rândul celor mai periculoase secte din lume. Toate sunt periculoase. Dacă ești priest, nu uitați, pe locul 1 mai este locul 0, pentru că vă aflați pe Puls 0. Locul 1. The People's Temple, Templul Poporului. Jim Jones este liderul unui cult care a vrut să demonstreze în toate modalitățile posibile că el nu este homosexual, drept pentru care bărbații care îi urmăreau predicile erau forțați să facă sex cu el, pentru a arăta că nu este afectat în niciun fel de trupurile lor. Gay! Jones s-a proclamat încarnarea lui Isus, Buddha și Lenin, iar 1000 de oameni au crezut pe deplin poveștile. Femeile din secta lui erau onorate dacă acesta voia să facă sex cu una dintre ele și se declarau împlinite doar în această conjunctură. În schimb, bărbații erau forțați la tot soiul de acte sexuale înjositoare în fața întregii congregații. Mai mult de atât, soțiile acestora erau încurajate frecvent să-și bată joc de ei și de prestațiile lor conjugale. Mă, ce gay ești! Mă, ce stupid ești! Mă, ce! În cele din urmă, 920 de oameni, în frunte cu Jones, și-au pus capăt zilelor. În același timp, convinși că vor trece astfel la o formă superioară de existență. Până în prezent, rămâne cea mai mare sinucidere în masă. Nefericitul eveniment a avut loc acum. 1978, nu e chiar așa de mult, fapt. Mențiuni. Națiunea lui Jehova. Oamenii negri sunt adevărați evrei. Mișcarea creativă. Rasele de culoare sunt dușmanii noștri de moarte. Poarta cerului. Sinucide-te pentru că sufletul tău să fie dus de o navă spațială pe o cometă. Sinucide-te pentru că sufletul tău să fie dus de o navă spațială pe o cometă. What the... Sunt extrem de multe secte religioase, dar nu mai am posibilitatea să adaug la mențiuni. Dacă doriți să contribuiți la aceste mențiuni, lăsați un comentariu. Locul 0. Stai. Locul 0. Biserica eutanasierii. După nume ne dăm seama că e stupid. Iar ca moto au: salvează planeta, ucide-te pe tine însuți. Biserica eutanasierii apare ca o organizație de tip dadaist, pornită de Chris Corda în Boston, Massachusetts, Statele Unite.
Asta nu e interesant. Potrivit declarațiilor făcute pe pagina web, aceștia sunt o organizație non-profit devotată pentru a restabili echilibrul între oameni și alte specii existente pe pământ. În cadrul serviciilor, ei folosesc predici, muzică, mesaje care includ umor negru, ce îndeamnă la sinucidere. Asta e o sectă pentru foarte multe persoane din România, în frunte cu... Biserica aceasta se află în conflict deschis cu susținătorii pro-life, organizații ce nu sunt de acord cu avortul, de exemplu. Cei patru stâlpi ai acestei credințe sunt suicidul, avortul, canibalismul, limitat, deci nu tot canibalismul, limitat, strict doar la consumarea persoanelor care au murit deja. What the fuck? Și sodomia, orice act sexual care nu implică procreere. Lozincile lor favorite sunt Save the planet, kill yourself, 6 billion humans, can't be wrong, și Eat a queer fetus of Jesus. Au devenit faimoși după apariția într-un program al lui Jerry Springer, intitulat Vreau să fac parte dintr-o sectă sinucigașă. După atentatele din 11 septembrie 2001, Biserica Eutanasierii a postat pe site-ul ei un videoclip special, muzical, intitulat Îmi place să privesc. De asemenea, biserica oferea cursuri de sinucidere. Clip, mai dau și eu un moto, vreți? Îmi place pul zero. Dar in a good way, motherfuckers. Alt moto, fiți atent. Mori. De râs. Alt moto, stai, mori. De cât de bine ți este. Sinuciderea nu este răspunsul, oameni buni. Nu este, efectiv nu este. Am încheiat clasamentul. Înainte să închei videoclipul, vreau să vă spun primul comentariu pe subiect de la episodul anterior. Ziua 1. Sunt la minutul 7:30. Acum mă gândesc să mă mai uit sau nu. Afară este soare, dar tot mi-e frică. Puls bagă spaima în mine chiar și ziua. Trebuie să examinez mai bine, poate acest video are niște mesaje ascunse. Și să vă arăt secvența necenzurată. Cuțitul, putem să-l închidem și să-l punem în apă. Facem o leacă de ordine. Vezi? Și nici n-am stricat multe chestii. Din fericire! Cosmin Ferecatu a știut secvența cenzurată din episodul anterior, iar ca recompensă apare 10 secunde chiar acum. Bravo, mă nebunule! Iar acum, o altă secvență cenzurată. I'm here. Uite, aici. Știi videoclipul cenzurat? Lasă un comentariu cu puls, urmat de titlu, link și timp. Recompensa este 10 secunde din următorul episod din Top 10. Află mai multe detalii pe pulzero.com. Nebunilor, în clipele următoare voi citi câteva comentarii de la episodul anterior din Top 10. Cele mai tari povești de groază. Omule, de fiecare dată când mă uit la poveștile tale, mă apucă fiorii. Ești tare. Să nu renunți. Ce mult mi-a plăcut, cu toate că am spus că nu voi mai dormi în acea noapte. A meritat acea lungă așteptare. Bravo! Mi-e frică, puteam să dorm noaptea asta. Puteam! Sunt un fan, ca să spun așa, al acestor videoclipuri pe tema creepy. Ești unul dintre cei mai buni pe care i-am văzut că abordează tema asta. Ai niște videoclipuri prea perfecte, din toate punctele de vedere. Sunt foarte reușite și mă induc într-o stare ciudată. Am doar o întrebare. Vocea de fată este editată sau te ajută cineva la videoclipuri? Succes în continuare. Câți mai mulți abonați? De obicei colaborez cu membrii ai familiei. Dați-mi să ieși în comentarii, dar le spun acum și celorlalți oameni. De obicei colaborez cu membrii ai familiei, dar câteodată colaborez și cu alte persoane, printre care și nebuni, fanatici și cine vrea, efectiv cine vrea. Dar câteodată nu-mi place cum ies vocea unei fete, de exemplu când țipă sau se sperie sau ceva care nu este foarte, foarte complicat. De exemplu, n-aș putea să vorbesc ca o fată, dar încerc să modific vocea și să iasă totul cât se poate de bine. Băi, e cam același răspuns din comentariu, numai că l-am spus eu. Mâine o să-mi treacă. Ce dacă durerea a venit și nu mai pleacă? Lasă-mă să mor de dor. Hehehe, fain topul, man. Nu pot exprima în cuvinte cât de mult îmi plac efectele și chestiile minore care ajută foarte mult. De unele, nu, îți dai seama, dar sunt prezente uneori mai mult decât cele principale. Acum că am terminat de vizualizat videoclipul, îl pot asculta când lucrez și este bine că are și 36 de minute. Nu știu din ce motiv, mă uit seara, dar îmi place. Big like. Mi s-a oprit inima pentru câteva secunde. Bă, ești nebun? Am pielea de găină. Mersi, Puls, că mi-ai făcut să-mi fie frică acum. Ești tare, Puls. Îți mulțumesc pentru acest videoclip. Oh
my god. Ai un mod de a nara foarte bun. Unele chiar mi-au provocat un sentiment straniu pentru că m-am regăsit în situație. Ce fain a ieșit. Oh my god. Genial episodul. M-am simțit de parcă aș fi fost acolo și aș fi trecut prin tot ce au trecut personajele. Bravo, Puls. Ești super. M-au trecut fiorii la povestea de pe locul 2. Izgonirea păcatului. P.S. Ok, ok. Fără videoclipuri în ore de acum. Perfect. Mă bucur așa de mult ce m-am... pe mine. Oh my fucking god. Minutul 16. Pleacă! Nu ești binevenit aici! Doamne, Puls, am început să mă uit la tine doar de 3 zile, dar ești unul dintre cei mai tari youtuberi pentru ce facem videoclipuri. Bă, Puls, ai o voce la narare... mai vreau, mi-aș tare. Doamne, nu mai dorm niciodată, prea tare. Wow, Puls, știu că o zic la fiecare top, dar chiar e genial. Băga mea steluțe, steluțe, steluțe 8-8, să-mi bag steluțe, steluțe 8-0-3, gata, nu mai mă uit. Să moară steluțe, steluțe, dacă da. Nu știu de ce, dar e mai înfiorător decât a fost pe live. M-a cuprins un fior pe șira spinării, inima bătându-mi din ce în ce mai tare. Încă mă uit în spate să nu cumva să fie cineva acolo, într-un colț, m-a ascuns. BAM! Vine dracu. Ia vezi, este în spatele tău. Acum este în dreapta ta. Ești bolnav la cap, omule. La tine aflu cele mai tari povești de groază. Ia și tu și dormi acum. Super, super, super. Îl mai ascult odată. Deci, Puls, ești cel mai tare. Pur și simplu te dedici complet. Simt că peste un an vei ajunge cel mai popular povestitor de creepypasta și topuri înfricoșătoare. Faci printre cele mai bune creepypasta. Îmi plac efectele pe care le adaugi. Episod nou de la Pul Zero. O socană fierbinte de cafea egal o dimineață perfectă. Îndrăgostit de vocea ta, trebuie să ai plămâni buni să poți striga. Am auzit-o încă de câteva ori în timp ce se plimba prin curte. Eram timorată, dar m-am cuibărit lângă prietenul meu și am adormit. În halul ăla. Nu uita că eu înregistrez, încă nu sunt la studio, înregistrez în casă și cu ocazia asta vreau să-mi cer iertare vecinilor. Mie mi se pare că ești unul dintre cei mai buni youtuberi de pe YouTube. Logic. Mult succes în continuare. Ce m-am speriat, credeam că e un screamer. Wow, a fost atât de înfiorător. Nu cred că mai dorm la noapte. Poveștile au fost foarte înfricoșătoare, dar atmosfera pe care ai clădit-o, cu sunetele acelea scoase din cele mai oribile coșmaruri și imaginile sinistre, este una nemaipomenită. Ce are puterea să-ți trimite un fior rece pe spate. Puls, cred că numai tu ești în stare de așa ceva. Ești bestial. Baftă în continuare. Mulțumesc, Kitten. Nu mai dormi bine la noapte. Puls, m-ai speriat tare. Cum ești tare, omule? Doamne, Puls, cum reușești să faci topuri așa de bune? Ești cel mai bun youtuber. Sunt mare fan și îmi place ce faci. Du-te-n pana mea. De obicei nu mă sperii, dar acum m-a speriat puțin. Deja trebuie să-mi schimb o pereche de pantaloni. Apropo, îți apreciez munca depusă la editat. Nu uitați, dacă comentați la acest videoclip, puteți apărea în următorul episod din top 10, dar și în clasamentul nebunilor de pe pulsero.com. Vreau să-i mulțumesc Larisei că a contribuit la acest top. Sper că, adică, nu știu cum l-ai fi dorit tu. Eu așa l-am văzut în cap. Amuzant. Și sper că v-a plăcut tuturor. Vă mulțumesc enorm că v-ați abonat la mine și dacă vreți să vorbim mai des, eu sunt mai non-stop pe pulzero.com, acolo unde și voi puteți trimite clasamente. Vă mulțumesc că ați urmărit acest episod din top 10. Scrieți-mi într-un comentariu părerea voastră despre episod sau dacă știți videoclipul ce ați durat pe care l-am prezentat. Dați un like sau un dislike dacă nu aveți chef să scrieți. Puteți da și subscribe deoarece în săptămânile ce urmează voi mai face clasamente pe tot felul de subiecte care au legătură cu Puls Zero.